Bună ziua și bine v-am găsit și astăzi. Dacă e vineri, e clar că vorbim despre sănătate. Suntem împreună în acest podcast, tot în cadrul clinicii WestMed, pentru că ei sunt partenerii noștri și gazda noastră. Iată, și de această dată ne bucurăm să vorbim despre o specializare. Sigur, o să vă intereseze, mai ales dacă aveți copii, dacă sunteți bunic, bunică, dacă reușiți sau nu să comunicați cu ei, dacă ați observat anumite probleme. Și nu știți ce să faceți dacă e doar din vina vârstei sau pentru că cel mic e năzdrăvan, cu siguranță vom afla astăzi răspunsurile la foarte multe întrebări pe care voi le aveți. Așadar, nu sunt singură pentru că am adus și astăzi specialistul lângă noi. Este vorba despre domnul doctor Andrei Stanciu, are o specializare, așa cum spuneam, zic, interesantă de psihiatrie pediatrică. Bună ziua, mulțumim că ați acceptat Bună invitația ziua, noastră. E o specializare tare interesantă. Până să începem să vă cunoaștem mai bine, aș vrea să, să facem un pic diferența între okay. psihiatru și psiholog. Pentru că mulți încă se tem de această barieră de a merge la psihiatru, de a merge, iată, în acest caz, cu cel mic la psihiatru. Ok, o întrebare foarte des întâlnită. Ce face un psiholog, ce face un psihiatru? Mai întâi vorbim de diferența de educație. Un psihiatru termină medicina, iar un psiholog termină psihologia. Psihiatru, în principal, ce face el? Dă medicamente. Asta e mare diferență între un psihiatru și un psiholog. Noi prescriem medicație și psihologii se ocupă de partea emoțională a problemei. Noi discutăm de partea concretă, structurală, anatomică, ce se întâmplă în creier. Corect. Iată un răspuns categoric, și eu zic că toată lumea a înțeles acest lucru. Sper, sper. Dacă nu, revenim asupra problemei. Cu siguranță. Domnul doctor, aș vrea să știu de ce ați ales această specializare și cum a început colaborarea cu Vesmet? Am, am ales această specialitate pentru că mi s-a părut că psihiatria îți oferă tot ce ai nevoie ca să poți să avea o viață funcțională. Chiar dacă ai alte probleme de sănătate, dacă ești ok cu capul, poți să le rezolvi pe toate. Am ales specialitatea de copii, că mi se pare că poți ajuta mai mult. Copiii, dacă îi ajuți cum trebuie, um, au parte de rețeaua de suport de care au nevoie, există o șansă destul de mare să nu îi mai vezi niciodată, să fie vindecați și să-și vadă de viața lor. Um, iar colaborarea cu Vestmed, am ales-o pentru că mi s-a părut că principiile noastre și ale lor se suprapun și am decis să lucrăm împreună și momentan este o colaborare foarte, foarte bună și avem planuri mari pentru viitor, cel puțin pentru 2024. Noi ne bucurăm că ați ales să reșiți respectiv județul care a să venim pentru că suntem deficitari la acest capitol. Nu. nu avem în spitalele publice un medic psihiatru pentru copii și e extraordinar că ați ales să veniți aici la reșița să profesați. Ușa cabinetului dumneavoastră este mereu deschisă mereu. pentru părinți și pentru cei mici și aș vrea să vă întreb cum se desfășoară pentru cei care sunt curioși da? un astfel de consult. Ce se întâmplă în cabinetul dumneavoastră? Foarte important de menționat, aș vrea să spun că în specialitatea noastră noi nu purtăm halat. E foarte important să nu speriem copiii, să intre la noi în cabinet cumva mai liniștiți decât ar face un mod normal. Noi ce facem? Nu luăm sânge, nu înțepăm, nu smulgem, nu facem nimic, doar discutăm. Discutăm cu copilul, avem în cabine jucării, ne jucăm împreună, discutăm, avem cam o oră, o oră jumate la consultație și discutăm. Discutăm tot. Tot ce e de discutat, noi discutăm. Vorbim și singur cu copilul, vorbim și singur cu părinții, vorbim și cu ei împreună, dar în principiu doar asta facem. Discutăm mult. Deci sunt un fel de prieten al copiilor. Putem așa. spune așa, nu? Așa aș vrea să, să cred că se gândește lumea la mine, așa aș vrea să fiu și noi doar ajutăm, noi doar aducem mai mult bine în viața copiilor. Aș vrea să știu cu ce fel de afecțiuni se prezintă cei mici la dumneavoastră, dacă putem vorbi așa de cazurile pe care le-ați avut, să spunem, în ultima perioadă, cam dacă am fi să facem un top 3 un afecțiuni, top 3. Okay. ce ați observat? Hmm. Recent, cea mai mare parte a pacienților care se prezintă sunt copii sub vârsta de șapte ani cu probleme de dezvoltare a limbajului. Foarte mulți copii, din lipsa timpului a părinților sau a bunicilor sau a îngrijitorilor, sunt lăsați în fața ecranelor, ceea ce în sine nu este o problemă, dar dacă sunt lăsați două, trei, am întâlnit și cazuri unde copii de trei ani stăteau câte opt ore pe zi. Wow. la televizor. Ceea ce nu este în regulă deloc, adică clar e o problemă. Nu stăm noi, adulții, 8 ore lipiți de un ecran așa constant. Iar acest fenomen duce la întârzierea în dezvoltarea limbajului, probleme de socializare, probleme de conduită, care se pot rezolva cu terapie. Asta ar fi una. A doua, ca frecvență, ar fi depresia în rândul adolescenților. Foarte mulți adolescenți depresivi în ultima perioadă nu, având în vedere contextul social și social media care este în floare și ajută deloc sănătatea mentală a copiilor. Și a treia afecțiune care ar fi? Anxietatea. Anxietatea este ubicuitară, la orice vârstă se întâlnește anxietatea. Acum a început să fie luată mult mai în serios și de către oamenii responsabili din mai multe guverne ale țărilor de pe Mapa Mond. La noi se discută foarte mult despre acest subiect. Um, a devenit o problemă de sănătate publică. Faptul că oamenii cu anxietate nu mai pot participa 100% la societate, la funcționare. Sunt, uh, încep să devină o problemă. Da, Se izolează, se închid. Nu mai sunt productivi, da. nu mai fac efectiv nimic, doar stau și în anxietate. Domnul doctor, haideți să le luăm așa cumva pe rând, pe toate okay. cele uh, trei. Începem cu locul întâi, așa cum a spus dumneavoastră, da? cu acești... Uh, Copii, lăsați cumva în fața tabletei, în fața calculatorului, în fața televizorului, pentru că uh, trăim în acest secol al vitezei în care părinții sunt foarte ocupați, poate au mai multe locuri de muncă și atunci, uh, lasă să știu copilul că e liniștit acolo, e cu minte, uh, cumva trece ziua, e, trece o zi, trec două, trei, patru și iată că se ajung la aceste uh, probleme unde nu e suficient doar logopedul ci iată, menirea dumneavoastră este extrem de, de importantă pentru că uh, vorbim de o afectare psihiatrică până la urmă. Foarte, foarte, foarte adevărat. Problema cu ecranele, să-i spunem așa în general, nu televizor sau tabletă sau telefon, da. ce-o fi ecranele, uh, ele acum sunt prezente peste tot. Nu mai poți să faci nimic ca să nu pui degetul pe un ecran. Ar fi uh, deficitar din partea noastră, dacă nu am lăsat copiii să învețe să se descurce cu instrumentele astea până la urmă. Problema devine când sunt uitați, cum am spus mai devreme, ore, ore, ore în șir. Um, nu este deblamat faptul că sunt părinți care lucrează și au nevoie de jumătate de oră, o oră să termine treaba prin casă. E de înțeles, e ok um, și eu am un copil și la noi se pornește televizorul, da. mulțumesc frumos, uh, avem și noi jumătate de oră, o oră pe toată ziua, dar când spune că s-a închis, s-a închis, televizorul a făcut buba, ceau, numai. Este foarte la îndemână. Este foarte la îndemână să dai copilului telefonul, tableta și să steli liniștit, tu -ți vezi de ale tale, el de ale lui, doar că nu o să mai vorbească. Foarte multe probleme de aici pune că copilul nu va mai vorbi, nu va mai dezvolta limbajul, nici expresiv, nici receptiv. Va fi pur și simplu o insulă pustie și nu va putea relaționa absolut deloc. Ad, acolo se se ajunge. Nu este uh, responsabilitatea doar a părinților. Sunt și foarte mulți bunici care, din prea multă bunăvoință, din îngânduire, ei schimbă regulile setate de către părinți. Și așa avem o bătălie a generațiilor și între părinți și bunici, și între copii și părinți, și între copii și bunici, și ca să se liniștească totul, dăm drumul la TV. Gata! Și am Vorbim și de acea oboseală a copilului, adică după o anumită oră e clar că obosește uitându-se în acel ecran. Absolut. Și ochii. Absolut. Mă întreb oare ce se întâmplă în căpuțul lui. <laughs> Um, este um, foarte bună supoziția că îi obosesc cu ochii, ne obosesc nou ochii, okay. ca adulți. Uh, sunt recomandări să ne ridicăm la două ore, să ne plimbăm 5 minute, să ne uităm în altă parte, okay. să folosim ochelari de protecție, toate chestiile astea. Și pe ei îi lăsăm efectiv singuri în fața TV-ului, fără niciun fel de protecție, de îngăduință, de nimica și le obosesc și ochii. Clar. Și ce se întâmplă în creier? Um, ei nu mai sunt interesați să exploreze lumea din jur. Ei nu mai sunt dornici să vadă ce se întâmplă în jurul lor, deoarece primesc toate informațiile, toți stimulii necesari de la ecran. Ei sunt fericiți acolo și nu mai interesează alte aspecte ale vieții lor cotidiene. Am înțeles. Mergem la a doua afecțiune, așa cum a spus și <sus> dumneavoastră, faptul că adolescenții, în special ei, suferă de depresie. Nu știu, pe vremea mea, cu, dacă mă duc, că, nu chiar cu de ani în urmă, dar cu ceva ani în urmă, eu nu știu să fi fost vreun prieten de-al meu sau vreo prietenă depresivă. Eu nu știu să mă fi plictisit. <laughs> Sincer, adică aveam tot felul de lucruri de făcut, n-am simțit niciodată tristețe, supărare și neajunsurile au fost ca peste tot, că nu trăim vremurile de atunci, acum, da. ar fi fost bine, dar nu. Ne-am descurcat, adică chiar și cu o păpușă făcută din cârpe, la un moment dat eram foarte inventivi, chiar okay. afară, în, în nisip, făceam prăjituri, mai furam de la bunica un ulei, o făină, mai le combineam. Adică ne găseam lucruri de făcut și nu eram, nu știam să fim depresivi. Da. Da, este mereu întrebarea, este depresia mai frecventă acum, pentru că este da. apare mai des acum, sau este mai frecventă pentru că reușim să o descoperim noi mai bine? Um, aș spune că este o combinație între cele două. Unu, felicitări pentru reziliența psihică. Deci dacă până acum niciun episod de depresie sau așa, foarte bine, felicitări. Da, mulțumesc. Um, acum, în rândul adolescenților, ei sunt confruntați cu alte um, norme sociale. Noi acum avem, cum am spus mai devreme, social media Care este cel mai mare um, helper, să zic așa, al depresiei în momentul de față Faptul că mereu te compari cu cineva Care, din nou, o să-și spună, o să-și expună um, cele mai mari reușite Cele mai bune momente Cartectric. ale vieții Tu te uiți la ele când ești într-un punct destul de jos, personal Și nu e normal că te compari Este cea mai la îndemână chestie Și, na... Viața lui este minunată, excelentă, fantastică și a mea nu. Când de multe ori toți sunt nefericiți în povestea asta, toți doar vor să epateze. iar copiii pentru că nu au instrumentele necesare să-și dea seama ce se întâmplă cu adevărat, cad în capcană. Plus că aceste aplicații sunt făcute special să țină copiii cât mai um, prezenți pe aplicație. Deci, da, nu -ai, ai cum să greșești. E o capcană cumva. Da, absolut. Cine iese, bravo lui. Da. Trebuie cumva să avem echilibru. Acum, nu știu dacă adolescenții pot să conștientizeze uh, lucrurile acestea. e adică, clar că adultul, părintele, bunicul sau cineva din familie sau, iată, medicul în cazul nostru ar trebui să stea de vorbă și să explice că realitatea aceea nu e realitatea. Adică, da. e e ca și cum ne filmăm doar în momentele fericite din viața noastră, în momentele în care ne cumpărăm ceva, că aici e o altă problemă. Absolut. Faptul că văd anumite branduri, dacă că văd anumite haine și probabil că părinții nu au acele posibilități și de aici intervine frustrarea, faptul că copilul, adolescentul își dorește să poate vede în clasă la cineva care are și am înțeles că e o întreagă nebunie pornind de la obiectele acestea, haine, telefoane, lucrurile Absolut. acestea. Absolut. Ele sunt uh, simbolarea statutului social în rândul adolescenților. Este um, varianta mai diminuată a ce fac uh, adulții în ziua de astăzi cu mașini, telefoane uh, și alte și alte device-uri. Um, noi ce ar trebui să facem? Ar trebui să le, uh, să avem discuții mai sincere cu ei, și să um, ne facem și noi vulnerabili, să înțeleagă că e ok să fii vulnerabil și să nu trească să ceri validarea unor cunoscuți sau chiar a unor străini pe internet. Categoric, foarte important și foarte bine punctat, dar ați avut astfel de, de tineri care mi-au spus, domnule, m-am simțit depresiv sau am fost supărat că mama nu și-a permis să-mi cumpere acel obiect pe care eu mi-l doream. Sau am... sunt tineri care am văzut că, nu știu, iau note bune, muncesc, dar tot pentru obiecte. Adică să-mi cumpere un telefon mai performant, să-mi cumpere, nu știu ce, încălțăminte care costă poate mii de euro, dar pentru că am văzut deja, nu mai vorbim de 102 de lei. Deci deja vorbim în rândul adolescenților că am rămas și oimită de încălțăminte de mii de euro. Și ce fac tinerii pentru asta? Da, părinții vin și spun, dacă ei, nu știu media nu știu care sau miei 10 la matematică, hai că rezolvăm. E în regulă să pună problema așa părinții? Este o condiționare. Da. Este o condiționare. Noi am vrea să-i spunem productivă. Copilul merge la școală, își vede de treabă, e ok, noi da. suntem fericiți, dar el nu o face că vrea să fie bun, el nu o face că vrea să învețe. Este o formă de șantaj. Trebuie să-i explicăm copilului de ce și să înțeleagă el. Putem să găsim fel și fel de tertipuri pentru um, chestiile astea, dar uh, trebuie menționat că este o dependență. Și uh, chestia asta cu comparatul obsesiv, cu um, pozatul, cu. Chestii, da. e, sunt și ele o dependență, chiar, că nu sunt, chiar dacă nu sunt substanțe, reprezintă o dependență. Dependența uh, va. Crea un circuit care doar se va reîntări în timp, și asta vom face dacă nu vine un, o intervenție din exterior pentru a opri acest circuit și să ieșim cu toții cu bine din nebunia asta. Deci, dacă adolescentul, să spunem, nu este tratat la timp, s-ar putea să ajungă, poate e dur spus, un adult defect. Dar, din punct de vedere emoțional, uh, psihicul lui clar nu va mai fi uh, așa cum ar fi trebuit să fie. Da. Pentru că o să intervină frustrările mai târziu, așa cum am spus, poate își dorește nu știu ce mașină, nu știu ce casă, nu știu investiții, nu știu ce afacere, și atunci, pentru că nu le poate obține, poate nu are pârghile necesare, va deveni un om din ce în ce mai frustrat și ajunge să cadă în depresie. Absolut. Și trebuie menționat, de asemenea, depresia are un risc foarte mare de suicid. Depresia netratată uh, se poate agrava în timp și iar punctul final fiind uh, suicidul. Trebuie menționată chestia asta, depresia este o boală reală, ce trebuie tratată cu seriozitatea și atenția necesară, în special în rândul adolescenților. Foarte important, deci așadar, dacă aveți un adolescent rebel, nu vă mai înțelegeți uh, cu el, uh, vine cu tot felul de cerințe, dar poate nu oferă nimic la schimb, are doar pretenții, Cred că ar fi bine să ajungeți și în cabinetul medicului psihiatru, să aveți o discuție în, în primă fază și o să vedeți că lucrurile se vor rearanja cumva. E important să mergem la specialist. Nu să luăm noi deciziile, uneori nu le știm pe toate, chiar dacă suntem părinți și avem impresia asta. Da. Mai avem nevoie și ajutor care să fie, nu știu, opinie obiectivă. Da, Pentru că emoțional. Noi suntem subiectivi, oricât am spune că privim lucrurile din afară, nu o să putem. Da, Singur, absolut, clar. clar. Mergem și la a treia afecțiune, anxietatea. Așa cum ați spus și dumneavoastră, este o creștere la nivel internațional, dar și național, a da? tulburărilor ce țin de anxietate în cazul tinerilor, în cazul copilor, de la ce ajungem la anxietate. Când spui anxietate la vârstă, mi se pare Anxietatea Anxietate este în principal o frică. Da. Fie de către un obiect cunoscut sau necunoscut. Anxietatea este o problemă de sănătate publică, cum am spus. În Australia s-a inițiat un proiect, The Anxiety Project, care are ca scop educarea părinților și a profesorilor pentru a vedea semnele anxietății la copii. Cum putem să-i ajutăm să accepte că au anxietate și să-l să ajute copilul să treacă peste, acest, peste această anxietate. Se investesc foarte mulți bani de către guverne în, în această afecțiune. Afecțiunea aceasta, împreună cu depresia, ele merg mână în mână. Sunt de obicei coexistente, nu prea există una fără cealaltă, și de asta discutăm de ele cumva la pachet. Am înțeles. Da. Deci au legătură. Acum, dacă stau să mă întorc și eu în timp, da? și am o anxietate pe care am dezvoltat-o când aveam 3 ani pentru că am rămas blocat în lift și mm -hmm. eu de atunci mm -hmm. nu morc în lift. Da. Nu înțeles. am reușit încă să trec peste această problemă, adică dacă sunt nevoită să urc, trebuie să urc cu cineva de încredere, pentru că singură în niciun caz, dacă sunt 10 etaje de urcat, clar urc 10 etaje. Deci clar că, iată, ce nu tratăm în copilărie, ne marchează viața de adult. Absolut. Când vorbim și de anxietate. Da, sunt foarte mulți uh, adulți care atunci când uh, își iau o secundă să se relaxeze, să te uite un pic în urmă, da. își dau seama că majoritatea deciziilor pe care le-au luat sunt bazate pe evenimente traumatizante, cum ai zis Iată. și tu mai devreme. Corpul încearcă să se protejeze cum poate el mai bine. Și asta e ce poate. Anxietate. Aruncă-te, așează-te, ferește-te, doar nu mai stau unde stai și o să fie bine. Ce soluții de tratament există pentru aceste cazuri? Să-i mulțumim Dumnezeu că există oameni mult mai deștepți decât noi, care au inventat substanțe. Avem anxiolitice, care se prescriu în cazul anxietății. Și avem și antidepresive. De mai multe feluri, de mai multe tipuri, ajută. Aceste tratamente ajută. Dar, trebuie menționat, trebuie să le asociem împreună cu psihoterapia. Orice fel de psihoterapie, talk therapy, cognitiv-comportamentală, familială, sistemică, orice fel de terapie ajută astea două împreună, terapia plus medicația, au cea mai mare șansă de reușită pentru a vindeca aceste infecții. Mai există acea idee preconcepută cum că prefer să nu iau și ca adult poate să nu-i dau nici copilului acest tratament pentru că îl transform într-o legumă. Da, înțeleg de, de unde a pornit mitul ăsta în societate. Pre-89, psihiatria era o ustensilă a sistemului. Exact și foarte multă lume se ferea de această specialitate. Acum, acest fapt împreună cu stigma sau rușine asociată că copilul meu ar avea o problemă, copilul meu e nebun, copilul meu are nevoie de psihiatru, de ce eu, îi fac pe foarte mulți să fie reticenți în a apela la un psihiatru și ne-am dorit să nu mai fie stigma asta asociată, noi nu mâncăm copii. Că bine punctat. Bun. Ce facem în cazul uh, copiilor emotivi care plâng des, din orice? Noi cumpăr jucăria respectivă, plânge. Uh, nu vreau să-i dau dulce, plânge. Uh, nu, nu știu, îl trimit să facă ceva, plânge. Uh, sunt genul acesta de copii emotivi care plâng din orice. Ce facem cu ei? Ce facem cu ei? În principiu, ar trebui să ne schimbăm stilul de viață, noi ca părinți. Să vedem de ce, um, în prezența noastră, copilul este atât de emotiv. Ce se întâmplă cu el? De ce este frică? De ce este anxios? Ce anume din mediu, poate chiar noi, îl facem să fie așa fricos? Părinții au bias ăsta, să spunem, de, um, de privirea a problemei prin lentila părintelui. Da. Trebuie să am grijă de el, trebuie să-i fie bine, trebuie să... Și nu mai contează ce simte copilul. Atâta timp cât eu sunt liniștit și știu că e bine, ea, o să crească, o să înțeleagă, o să fie bine. Taci, că e ok. Și... Um, trebuie să ne schimbăm noi stilul de viață, să mergem ca părinți la un pic de terapie cognitiv-comportamentală, familială chiar, să meargă copilul și el la terapie, să vedem ce probleme îl deranjează, cum putem să îl ajutăm să își gestioneze aceste emoții și multă, multă, multă răbdare. Ah, am înțeles. Deci e clar că dacă, de exemplu, mama are zile proaste, poate are și ea o depresie, poate nu se înțelege cu tatăl sau, nu știu, sunt anumite probleme financiare. Dăm un exemplu acum, da. ca să luăm cumva un caz concret. Și tot timpul supărată. E, copilul simte. Absolut, da. Deci simte energia mamei, simte suferința ei și atunci cumva și el poate, nu știu, solidarizează cu ea și se manifestă astfel. Uh, absolut, absolut. Copiii anxioși provin din părinți anxioși ce le explic părinților foarte, foarte des este că ei ca părinți, ca adulți, da. sunt fricoși, au o frică. Dar frica lor este bine întemeiată, bine stabilită, mie mi este frică de X. Și o să fac tot ce trebuie ca să nu se întâmple lucruri respectiv. Copilul, el nu are toate informațiile astea, el doar o vede pe mama agitată și începe să agite și el, dar fără un scop, fără o direcție, fără o finalitate, doar agitație. Și da, și dacă mama este depresivă, avem aceeași discuție. În principiu, toate problemele părinților se vor vedea în copil dacă nu sunt rezolvate. Am înțeles. Bun, ce facem în cazul copiilor care se lovesc în fața părinților pentru a primi atenție? Am fost și eu părtașă, nu o să dau un exemplu să nu se supere prietenii <laughs> mai pe mine, dar copilul își dădea cu capul de tulap, efectiv, ca să atrag atenția. A fost foarte greu să uh, renunțe la, să-l facă să renunțe la acest obicei, pentru că tu, ca părinte, deja îți faci tot felul de idei în cap, uh, el continuă, vede că tu te agiți. Uh, Într-un final au reușit cumva să, să scape de acest, să spunem, obicei, când nu i-a mai dat deloc atenție. Adică, ok, te dai cu capul de toate până. Na, până se cu cui. s a oprit. Da. În momentul <laughs> în care copilul se uita, am fost de față. se vadă mama, se mai uită la bucătărie după el, îl mai vede. Nu-l mai vede, s-a oprit. Ce facem cu astfel de, de gesturi? Pentru că sunt greu de gestionat. Ca părinte te doare să-l vezi pe propriul tău copil cum se dă cu capul de dulap, pe exemplu. Asta este o problemă um, foarte, foarte reală și care ne trebuie adresată și um, vindecată. Este o rezolvare mult mai complexă da. a acestei probleme. Eu nu a început de astăzi acest comportament, este doar cumva finalitatea acestui comportament. A început mult mai ușor, în timp s-a agravat și acum am ajuns să spunem în acest uh, timp al timeline-ului, când copilul se dă cu capul de pământ pentru a cere atenție. Noi, ca părinți, trebuie să um, învățăm și să înțelegem că de obicei. Trebuie să facem o acțiune fix opusă față de ce ne-am dorit sau ce ne-ar veni instinctiv ca să-l ajutăm pe copil. Ca să-l ajutăm să devină mai independent, nu trebuie să-i facem noi lucrurile. Trebuie să lăsăm pe el, să-l ghidăm, să-i oferim sprijinul și atenția necesară pentru a învăța aceste lucruri. Iar față de atenție, copiii sunt șantajești emoțional prin excelență. Doar că ei nu o fac intenționat. Lor doar vor să le fie bine mereu, tot timpul. Constant. E simplu. Și să folosesc de toate ustensilele pe care le au în, în palmares. Acum, trebuie să avem discuții sincere și cu copilul, ca familie, să discutăm cu el, să explicăm ce se întâmplă și toți să respectăm un plan. Nu putem trei din patru adulți să respectăm un plan și al patrui adult să vină să... Oh, săracul, haide să... Fac eu tot ce nu fac ceilalți. Da. Da. Trebuie din nou să ne schimbăm stilul de viață și uh, stilul de parenting. Uh, ceea ce nu va fi ușor este foarte dificil, uh, durează mult timp, este foarte obositor emoțional și la final vom avea rezultatele scontate, dacă facem asta. Mulți spun că copiii din generația asta sunt mult mai deștepți față de cât am fost noi la vârsta lor. Faptul da. că știu mai multe, mă cunosc mai multe, uh, se prind anumite lucruri. Și cumva, ca părinte, te lasă așa cu cura căscată. Wow, ce-a putut să facă copilul meu la vârsta asta. E foarte tare. Dar, la un moment dat, intervin alte probleme. Și acum dau un alt exemplu. Mi-aduc aminte de copii destul de mărișori care mergeau în magazinele de jucării și judeau efectiv cu fundul de pământ pentru că nu primeau jucăria pe care ei și-o doreau. Da. Deși părinții au discutat ca uită, uită, să mergem, poți să-ți alegi una, dar astăzi nu avem bani așteptăm salarul și mergem și tot era bine și frumos până să ajunge acolo. Absolut, absolut, normal. Deci cumva lucrurile astea, stimulii, aceștia exteriori, trebuie cumva să fim foarte, foarte atenți să... Da, ce aș vrea să menționez este că tantrumurile, asta cu aruncatul cu da. fundul pe jos, da. urlatul țipatul, da. sunt normale în dezvoltarea unui copil. Ele uh, sunt manifestări ale faptului că el își dorește mai mult, vrea mai mult, dar fizic nu poate. Nu poate să exprime ce, ce își dorește, nu poate să întreprindă anumite acțiuni, nu poate să controleze cumva narrativa din momentul din momentul ăla și așa, doar pur și simplu să lasă pradă emoțiilor și se manifestă. Dar e ok, este sănătos, uh, ar fi o problemă dacă un copil nu ar avea tantrumuri. Atunci ar trebui să ne punem probleme, să ne punem uh, întrebări. Dar uh, cu timpul ele se rezolvă și cu mult calm. Când copilul face chestia asta în magazin, nu ăla e momentul să discutăm. Într-o lume ideală, îl lăsăm să se manifeste, să se calmeze, îi oferim suportul emoțional și tot ce are nevoie de la noi în momentul ăla, dar discutăm și uh, setăm anumite țeluri după ce trece episodul. Perfect. Și pentru că ne apropiem cu paște de finalul emisiunii, atât de repede trece timpul și atât <laughs> aș mai fi avut să vă întreb, dar profit încă de prezența dumneavoastră aici și aș vrea așa să, să vă întreb pe final... Ce facem cu tinerii, da? cu adolescenții care deprind anumite vicii de la vârste fragede? Se apucă de fumat, de droguri sau de alcool. Cum pot să-i afecteze, să spunem, aceste obiceiuri nocive? Acum, în ultimii ani, drogurile au devenit prezente chiar și în comune, chiar și în sate, în toată țara. Nu mai este o problemă de uh, procurat. Este și aceasta o problemă de sănătate publică. Um, foarte mulți uh, consumatori sunt consumatori ocazionali. Uh, majoritatea după o perioadă se opresc, nu i mai interesează și își văd de viață. Problema este cu cei care nu se opresc și care rămân prinși de acest viciu. Uh, orice, orice substanță pe care o introducem în corp și nu este cu măsură, va produce uh, efecte secundare pe termen lung. Fie că fumăm uh, țigări cu tutun, țigări cu uh, substanțe psihoactive, că ingerăm pastile, că tragem pe nas, toate astea au efecte uh, pe termen lung în capul și în creierul copilului. În special că uh, creierul copilului nu se termină de dezvoltat până la vârsta de 25 de ani. Iar atunci, dacă începem să consumăm substanțe uh, în mod regulat, cronic, Timp de ani de zile va exista clar un declin cognitiv și o uh, problemă majoră de sănătate mentală. Am înțeles ce fac părinții, ce ar trebui să facă părinții, cei îndemnați, pe cei care mă, îi prind pe mă, copii că fumează sau că se droghează, cum ar trebui să procedeze, să vină cu ei în cabinetul dumneavoastră, să înceapă un program, să spunem, complex de terapii. Pentru că e important să spunem stop imediat ce am descoperit acest lucru, mai ales dacă vorbim de cazuri de 11-13 ani. Da, cum am văzut statistica recentă. Trebuie să înțelegem consumatorii cronici de droguri din rândul copiilor, fac chestia asta pentru că au anumite nevoi emoționale care nu sunt întâlnite sau au anumite dorințe care nu sunt satisfăcute, dorințe de bază. Nu sunt iubiți, nu sunt apreciați, nu sunt acceptați de către familiile lor și substanțele îi ajută să treacă peste această problemă și să cumva să-și continue viața. Um, ar trebui să avem o discuție ca familie, din nou. Uh, este groaznic când afli că copilul tău consumă substanțe sau se drogează. Trebuie să reevaluăm toată, toată dinamica familiei, să vedem de ce se întâmplă chestia asta. E de înțeles că părinții disperă, dar nu trebuie să uh, turbăm de tot. Pe subiect trebuie să ne liniștim și să discutăm. Foarte mult discutat. Mai sunt și cei care o fac de dragul anturajului, de a fi acceptați în acea da. comunitate, de a fi rebeli, de a fi un fel de lider al grupului. Uite ce pot să fac eu, uite, eu am făcut-o, fă -o și tu. Da. E foarte fain, e foarte la modă, încearcă și tu. Ce facem în astfel de cazuri? Trebuie să discutăm cu copiii, nu când sunt adolescenți. La, dacă încep să discuți cu ei despre problema asta la 11, 12, 13 ani, e deja târziu. Trebuie abordată problema uh, din copilărie. Uh, nu neapărat problema drogurilor, dar problema încrederii în părinte, în uh, a discuta liber și deschis despre absolut tot. Atunci când este o relație de încredere între părinte și copil, slabe șanse să se ajungă aici. Uh, vor exista discuții sincere, copilul va înțelege, uh, părintele va înțelege de ce sunt discuțiile astea, dar foarte multă deschidere și sinceritate în familie. Deci, clar, face sens pentru că doar copiii care poate nu comunică la fel de bine, tinerii care nu comunică cu părinții, da, își găsesc astfel de prieteni și încearcă să creeze o legătură cu aceea. pentru că acasă le lipsește e clar acest lucru. Absolut. După ce consumă substanța, neurotransmițătorii își fac treaba și simte plăcere, simte iubire, simte acceptare din partea oamenilor din jur, chiar dacă nu are nicio treabă cu el, dar simte ce nu simte acasă. Și de asta este o dependență care se va întreține și nu se va rezolva decât dacă sunt rezolvate aceste probleme emoționale. Foarte bine punctat. Mai am o altă întrebare, ultimă întrebare, Sigur. pentru că ne dorim copii cu personalitate puternică, ne dorim adulți sănătoși psihic, pentru că de asta vorbim <laughs> da. acum, dacă are să nu întâmpine, la un moment dat astfel de probleme să se descurce în viață, să spunem așa, oameni sănătoși și descurcăreți. Cum facem asta? Să ajutăm încă din copilărie, să nu creăm. Nu știu, acei copii dependenți de părinți, de fusta mamei, acei copii timizi care nu se descurcă în societate? Trebuie să acceptăm rolurile clasice ale părinților. Mama există pentru a oferi iubire și confort și o îmbrățișare când ai nevoie. Rolul tatălui este să ofere un spațiu de siguranță în care copilul să exploreze, să se lovească, să aibă uh, toate chestiile astea la dispoziție trebuie să lăsăm pe copil să exploreze fără să îi comentăm mereu. Vezi că ai așa, vezi că acolo te lovești, vezi că acolo nu-i bine. Nu. Trebuie să vadă el, să înțeleagă și noi să-i explicăm doar să îl ghidăm, să-l păstorim. Nu să-i spunem fă X, fă Y. E deștept, o să înțeleagă, se prinde el. Doar să avem încredere în el. Și de multe ori, cum a fost și în cazul meu, dacă te lasă părinții să dai cu capul de pereți, să dai o dată, doar nu te mai dea, <laughs> exact. așa că stați liniștiți, e ok, e în regulă. Perfect. Până la urmă va găsi calea cea bună, <laughs> cam Absolut. așa e. Când nu te mai doare, nu te mai dai capul de pereți. Categoric, categoric. Și este perfect. Așa este. Eu vă mulțumesc tare mult mulțumesc. pentru toate aceste sfaturi care zic eu că sunt mai mult decât interesante, sper ca cei care ne ascultă să le pună și practică, <laughs> că ăsta e mă, rolul emisiunii de astăzi. Mulțumesc și eu pentru, pentru invitație și mă simt foarte bine ce cu noi Mă bucur, așadar pe domnul doctor Andrei Stanciu îl găsiți în cadrul clinicii Vesmed. Nu ezitați să apelați la el dacă aveți o problemă cu cel mic acasă, dacă nu reușiți să gestionați situația, iată, clinica vă stă la dispoziție, pentru că e important să venim la cei mai buni. E important că atunci când problemele încep să apară în familie să le rezolvăm, nu să le amânăm de la o zi la alta, pentru că vom ajunge să nu le mai putem gestiona. Și atunci va fi mai greu de lucrat cu cel mic, poate și părintele nu va mai avea răbdare și se creează așa cumva un cerc vicios din care adultul și copilul vor ieși mult mai greu. Așadar, sfatul nostru este să mergeți din nou la timp la medic, pentru că tot vorbim de prevenție, iată și în acest caz. Putem face cumva lucruri, putem să ne urmărim comportamentul copilului. Măcar puțin timp, măcar câteva ore pe zi să alocăm pentru a crea acea conexiune. Absolut, absolut, e, mu e vital. Mulțumim tare mult încă o dată, eu sunt Diana Roșca. Până data viitoare, vă spun din nou, rămâneți sănătoși. Cu bine!